Platoul din fața Casei de Cultură s-a transformat astăzi într-o adevărată pistă de karting. În cadrul activităților școlii de vară, Clubul Copiilor Roman a organizat astăzi o demonstrație de karting cu unul dintre micii campioni la această disciplină. Astăzi am vrut să facem o demonstrație de abilitate legat de kart, făcut de un premiant, este vorba de Dragoș Ciubanu, care a participat la mai multe concursuri, dar care a câștigat acum 2 luni un premiu întâi la Târgu Secuiesc și care se pregătește săptămâna viitoare să meargă la un concurs foarte mare, tot concurs național, organizat de Federația Română de Karting și la care, și pentru că tot se pregătește, am zis ca acest lucru să fie văzut. Să fie văzut pentru a vedea ce se face la școala de vară, pentru a vedea ce se întâmplă și la Clubul Copiilor, pentru că noi ne dorim ca activitățile care se vor desfășura, poate cu ajutorul Dumnezeu, într-o clădire nouă, să putem avea și copiii noi, în afară de cei pe care îi avem până acum, cu activități cu mult mai mult elan, fiind mai aproape de centru situați. De altfel, aveți și un cerc specializat. Da, avem cercul de karting, numai că foarte mult voluntariat a făcut domnul Balint Sorin, un împătimit al karturilor, domn care, v-am spus, face efectiv doar voluntariat. Și îi mulțumesc din tot sufletul pe această cale, atât dumnealui, cât și unui tătic care, într-adevăr, și-a dorit ca lui copil să aibă performanță și iată că rezultatele se văd în momentul în care nu te oprești și mergi înainte și îți dorești să faci din ce în ce lucrurile de mai bună calitate, rezultatele se văd. Cel care instruiește pe membrii cercului de karting de la Clubul Copiilor este Sorin Balint, care face totul din pasiune. Am vrut să, practic, să aducem la cunoștința părinților și a copiilor că în cadrul clubului de la Roman există și secția de karting în care copiii pot învăța atât lucruri tehnice, de la funcționarea motorului și părți componente ale kartului, până la chestiuni practice, abilități, formarea unor deprinderi, care mai târziu pot fi folositoare în conducerea automobilismului. Sunteți de apreciat pentru că ceea ce faceți, faceți în spirit de voluntariat, fără să fiți retribuit. Da, așa este. O fac din pasiune, mi-a plăcut de mult. De altfel, eu când eram copil am practicat la clubul elevilor pe vremea respectivă, la clubul pionierilor, acest sport și consider că e bine să se practice din nou și să aducem romanul la nivelul la care a fost odată, din punct de vedere al secției de karting. La fiecare competiție, dar și la antrenamente, alături de puștiul care a făcut senzație astăzi în centrul orașului, se află tatăl acestuia. Un sport cu motor, foarte frumos de altfel, dar e greu de la modul financiar și copiii, în principiu, la modul financiar pentru a pregăti copiii și a iniția, pentru inițierii și a pregăti pentru concursuri, pentru campionate, pentru diferite activități sportive de bun augur, frumoase de altfel. Cam asta ar fi ideea. În principiu. Îl însoțiți pe fiul dumneavoastră, care este campion, a ales el să facă kart sau dumneavoastră la direcție? Ideea a fost că, fiind kartul la Clubul Copiilor, domnul instructor în toamna anului trecut, să zic 2011, a făcut o prezentare și la care am venit și noi, din curiozitate, din puștului plăcând chestia asta, a insistat. Na, noi ne-am întâlnut în prima fază, după care am încercat și se pare că am reușit să facem ceva pentru el în sensul ăsta. Dragoș Ciobanu, vedeta zilei, practică kartingul de puțin timp, iar la cei 7 anișori ai săi a devenit un adevărat campion. Visul acestuia este să devină pilot de curse, să alerge în Formula 1. De ce ai venit tu să faci karting? Mi-a plăcut viteza. Da? Ai fost și la competiții? Da. Și? Cum te-ai descurcat? Bine. Ce vrei să faci pe mai departe? Vrei să ajungi campion? Da. La ce competiție pleci data viitoare? Nu știu, dar parcă la București. Da? Cum se desfășoară programul tău de pregătire? Unde faci tu pregătirea? La Bacău. Cine te sprijină? Cine te ajută? Doamne instructor și tati.
Ai un idol? Vrei să ajungi ca cineva anume? Da. Ca cine? Schumacher. Săptămâna viitoare, Dragoș Ciobanu va participa la Campionatul Național de Karting de la București. Micul Schumacher speră să obțină un rezultat bun pentru a aduna puncte în clasamentul național.